Așadar, presupunând că va avea loc un congres majoritar republican și se pare că va avea loc, cel mai mare test va fi cel legat de finanțarea Ucrainei. Ne aflăm în plină recesiune în Statele Unite ale Americii, situația devine din ce în ce mai rea, iar specialiștii care urmăresc situația se așteaptă ca aceasta să devină și mai cumplită. Atunci când te afli în recesiune, cea mai mare problemă este că nu ai bani suficienți. Însă președintele Ucrainei a apărut la televizor cerând un stoc nelimitat de bani din partea Statelor Unite. Iată declarația. Ne-ar trebui acel sprijin, în special cel financiar, care ar trebui să rămână neschimbat și acel efort comun din partea societății americane. În special cel al plătitorilor americani de taxe, pentru că, până la urmă, nu sunt banii guvernului, ci banii oamenilor. This is not the money of the government, but the money of the people. Este absolut scandalos. Habar nu avem unde se duc banii aceștia. Nu avem nicio idee. Dacă doar îndrăznești să sugerezi că acest tip urmărește să se îmbogățească de pe urma acestei finanțări, riști să fii cenzurat. Însă o grămadă de oameni se îmbogățesc de pe urma acestei finanțări. Credeți-ne pe cuvânt. O grămadă de oameni din țară și din țara lor se îmbogățesc, dar nu e și cazul tău, pentru că sunt banii tăi. Și apropo, Ucraina nu se află în America de Nord, ci în Europa. Așa că de ce trebuie să le trimitem noi bani și nu euro? Picătura care va umple paharul este că dacă Partidul Republican din Congres va continua să permită ca banii să-i fie trimiși acestui papițoi, atunci de ce ar mai merita să-i votăm pe republicani vreodată? Îi trimit bani în timp ce noi ne aflăm în mijlocul recesiunii pentru a-și rezolva problemele de la graniță, iar granița noastră este larg deschisă. Cum funcționează acest lucru și cum poate cineva să pretindă că este în beneficiul Statelor Unite ale Americii? Poate Casa Albă beneficiază de pe urma acestui lucru. Casa Albă a anunțat că și mai mult ajutor militar se află pe drum spre Ucraina. Ar fi interesant să aflăm și părerea lui Candace Owens. Este gazda podcastului Candace Owens și este o plăcere să o avem în această seară alături de noi. Pare că este un test clar dacă ai fi fost ales ca republican și pretins că ții cu America și că America trebuie să fie o prioritate. De ce le este greu să iau o decizie cu privire în acest sens? Sincer, nu știu, pentru că interesele lor nu au nimic de a face cu interesele americanilor și nu le pasă ce li se întâmplă americanilor. Este dificil să ai coloană vertebrală, Tucker. Mai devreme, când amândoi arătam cu degetul spre această situație privind Ucraina, oricine ne-a urmărit și și-a pus întrebări și nu s-a repezit să-și pună un steag ucrainean pe rețelele de socializare, a fost catalogat drept o marionetă rusească. Am pus niște întrebări de bun simț, pe care oricine ar trebui să le pună. Nu este suspicios faptul că ni s-a spus să părăsim războiul din Afganistan pe 31 august 2021, iar imediat a doua zi, pe 1 septembrie, Statele Unite ale Americii au spus că facem un efort și întindem brațele Europei pentru a ajuta Ucraina să intre în NATO. Am spălat bani mulți pentru a da 50 de miliarde de dolari din banii oamenilor care au muncit din greu și am trecut imediat la următoarea tranzacție. Cât de mulți bani am dat Ucrainei până acum? 50 de miliarde de dolari și tot nu este de ajuns pentru regina bunăstării. Pentru că exact asta este. Președintele Zelenski este regina bunăstării a Americii și dacă vreți să aflați unde se duc toți acești bani, aflați că am petrecut câteva săptămâni în Europa și toți oamenii spun că oficialii ucraineni cumpără proprietăți în Elveția. Acestea sunt situații care ar trebui investigate, iar dacă republicanii câștigă majoritatea în Senat, trebuie să ne asigurăm că știm unde se duce fiecare bănuț. Avem toți acești oficiali ai Agenției de Administrare Fiscală a Statelor Unite. Dezvoltăm această instituție, nu? Ei bine, de ce nu încep prin a investiga toți banii pe care îi trimitem peste ocean? Dacă un singur oficial ucrainean a cumpărat proprietăți în Elveția în același timp în care noi trimitem 10 de miliarde de dolari, cum de nu este scandalul moment? Nu înțeleg. Este 100% adevărat. O mulțime de oficiali ruși și-au abandonat proprietățile din Elveția, iar oficialii ucraineni se afișează în Lamborghini-uri și cumpără acele proprietăți. Este 100% adevărat. Bineînțeles că vom spune că este o conspirație, așa cum facem de fiecare dată. Vom ascunde o conspirație până când se va dovedi că este adevărată. Black Lives Matter a fost o conspirație până când s-a dovedit a fi adevărată. Tot ce este legat de Ucraina este o conspirație, însă peste câteva săptămâni această teorie a conspirației se va dovedi a fi adevărată.